Domnul Iisus a venit în acest, pe acest pământ, s-a întrupat, dragii mei, a trăit, sau dacă ne s-a curtuit printre noi oamenii, ne-a dat o învățătură, pe o pildă, dacă vreți, pentru tine și pentru mine, ca noi să trăim în această învățătură, în această împărăție, dragii mei. Și dacă veți citi cuvintele Domnului Iisus, poruncile din Evanghelie, veți observa, învădă baza împărăției lui Dumnezeu. Trebuie doar ca tu și eu să ne hrănim din ea. Oare cât te-ai hrănit din cuvântul Scripturilor? Oare cât ai citit? Doar preotul la biserică sau doar pastorul sau doar din când în când mai citesc bătrânii că ei au vreme și noi suntem tineri și nu avem vreme să citim cuvântul Domnului. Este vremea în care trebuie să plângem. Să plângem în interiorul nostru, dragii mei, să regretăm și de Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să ne hrănim mai mult din cuvântul Domnului. Apoi, pentru noi, Iisus Hristos ne-a dus apa vieții, dragii mei. Apa vieții pe care oamenii odinioară au lovit în stâncă și stânca a țâșnit izvor de apă și s-au adăpat atâția evrei. Și noi, prin Iisus Hristos, spune cuvântul pe care l-am citit, prezent la această sărbătoare, Iisus Hristos, Mântuitorul, le vorbește nu de un ritual pe care, în de-a lungul timpurilor, rabinii au făcut niște ritualuri și cu ocazia acestor sărbători au făcut o felul de, aduceau apă și aruncau acolo să-și aducă aminte, de aceste evenimente, va mai prindeau acolo în templu Ierusalim niște lumini, ca să-și aducă aminte de lumina din pustie, dragii mei, și alte elemente ceremoniale. Noi nu punem accent pe lucrurile aceste ceremoniale, ci punem esență pe spiritualitatea, pe lucrarea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, însetezi tu. Ai o sete, ai o dorință pe o împlinire pentru ca sufletul tău să fie odihnit, să simțească o liniște, o dignă pentru sufletul nostru în trecerea acestei lumi, în alergarea noastră. Dorim mântuirea sufletului și mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin. Cine crede în mine din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ce apă curg din inima ta? Ce apă curg din gura ta? Ce răspândește în jurul tău? O apă vie care produce îmbărbătare înspre împlinirea cuvântul Domnului sau alte lucruri. Domnul să ne ajute, dragii mei, să înțelegem aceste mari taine. Tainele lui Dumnezeu desfășurate prin această sărbătoare. Să nu uităm așadar, trebuie să fim roditori, dar nu înainte de a-i mulțumi Domnului pentru ceea ce ne-a dăruit. Și să nu uităm, dragii mei, cortul înseamnă, dragii mei, că suntem trecători. Trebuie să ne aducem aminte că suntem trecători într-o țară promisă, într-o țară făgăduită. Dar nu putem intra în cortul lui Dumnezeu, dragii mei, doar dacă aducem roade. Domnul să ne ajute. Și doar în felul acesta vom înțelege cuvântul și vom avea împlinire în viața noastră cuvintele pe care omul Dumnezeu Ioan le vede în Apocalipsa, capitolul 21. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Amin. Amin. Aș vrea, dragii mei, în urma